Am revenit în studioul Iași TV Live. Alături de noi este domnul avocat Tudor Duca, protecanul baroului Iași. Domnul avocat, discutam înainte de pauza de publicitate despre criteriile pe care, prin care ne putem alege un, un apărător, un avocat. Cât de important este să solicităm și o a doua părere? Am fost la un avocat, dar totuși am dori să știm și părerea unui alt apărător. Da, eu făceam mai devreme o paralelă cu domeniul medical. Cred că funcționează și aici. Mai cu seamă, când speța cu care se lovește clientul sau pe care trebuie să o rezolve clientul este una delicată, consider că părerea unui al, doi, unui al doilea avocat este de bun augur. Domeniul acesta al dreptului este foarte vast și rezolvările pentru una și aceeași problemă pot fi diverse. Este posibil ca un avocat să vadă. Pe bună dreptate, o anumită rezolvare a problemei juridice, iar un alt avocat să vadă o altă rezolvare care presupune mai puțin timp și mai puțin bani din partea clientului. De aceea este de bun augur să apeleze și la o a doua părere pentru a se convinge că demersul său juridic este cel just. Pe de altă parte, cu atât mai mult este recomandabilă apelarea la o, la o a doua părere atunci când primul avocat nu, nu inspiră încredere clientului, fiindcă, așa cum vă spuneam mai devreme, sentimentul de bază între avocat și client trebuie să fie unul de încredere, trebuie să fie o relație bazată pe încredere. Ori atunci când Clientul are dubii cu privire la pregătirea profesională a avocatului la care a apelat sau cu privire la specializarea reală în domeniul respectiv, este bine să, să apeleze și la o a doua părere și în momentul respectiv se va convinge uh, cum stau lucrurile. Ne spuneați înainte de pauza de publicitate că ar trebui să alegem un avocat specializat pe un anumit domeniu. Ce ar trebui să mai avem, să mai luăm în calcul atunci când alegem un apărător bun și potrivit problemelor noastre? Eu am o părere aici, nu este neapărat și părerea celorlalți colegi ai mei, însă eu îmbrățișez, fiindcă produce avantaje pentru client și mă refer la opțiunea clientului pentru un avocat din baroul local. V-am spus că există barouri organizate la nivel de județ și atunci, bună oară, pentru un proces de divorț care se poartă la București, nu văd din partea unui client nicio rațiune pentru care și-ar angaja un avocat de la Iași sau de la Cluj-Napoca. Firește că este liber să facă acest lucru, fiindcă Avocații pot profesa la orice instanță din această țară, însă, din punctul de vedere al clientului, aceasta implică costuri care, pe undeva, nu, nu se justifică, fiindcă avocatul respectiv trebuie să se deplaseze la, la instanța unde se poartă procesul. Este vorba de costuri de deplasare, diurnă, cazare și așa mai departe. Pe de altă parte, trebuie să uh, observăm că. În momentul când are loc deplasarea respectivă, prezentarea la proces, în ziua respectivă, avocatul nu, va putea, nu se va putea ocupa de alte cazuri, fiindcă toată ziua va fi pe drum. Din acest punct de vedere, este posibil să perceapă un onorariu mai mare pentru procesul respectiv care se poartă în deplasare, să-i spunem, decât dacă s-ar fi purtat acasă. Cum poate un tânăr de abia intrat în barou să-și facă loc printre avocații de top? Din câte știm, în barou iași sunt peste 800 de avocați. O să ne oferiți dumneavoastră o cifră mai exactă. Cât de grea este competiția? Sunt totuși foarte mulți apărători. Sunt aproape 800 de avocați înscriși pe tablourile cu drept de exercitare a profesiei, respectiv pe tabloul avocaților definitiv și pe tabloul avocaților stagiari. Este vorba mai precis de 785 de avocați. Dar în afară de aceștia există și avocați suspendați și avocați în compatibil, care sunt înscriși pe tablouri separate. Ei bine, pentru un tânăr este destul de greu, și părerea mea este că nu există scurtături pe acest drum. În sensul că singura cale de urmat pentru un tânăr bine pregătit și care este animat de, de cele mai bune intenții și care dorește să reușească în profesie este, este munca asiduă. Din păcate, Vremurile sunt așa cum sunt, numărul de avocații este mare. Nu toți avocații înscriși în baroulia, aș să spun, fiindcă eu vorbesc de, despre baroul din care provin, obțin venituri așa cum s-ar cuveni de pe urma activității prestate. Cum obține un avocat aflat la început de drum un portofoliu de clienți? Și vreau să vă mai întreb referitor la uh, chestiunea pe care o discutam anterior, contează alegerea unui maestru în reușită? Dacă te duci la un maestru bun, la un avocat de top, e, automat îți sunt asigurați clienți mai nu, de top? Nu, nu, nu acesta acest acest este rolul maestrului. Uh, un tânăr avocat, un, un, un proaspăt uh, avocat, după cum v-am spus, uh, are cunoștințele teoretice la cel mai înalt nivel, fiindcă a promovat un examen greu. Însă îi lipsește experiența practică. Și atunci rostul maestrului este tocmai acesta, de a-l ghida în profesia pe care și-a ales-o. În cei doi ani de, de practică, cât durează stagiul în profesia de avocat, Tineri avocați lucrează pe lângă un avocat îndrumător. Este important ca avocatul îndrumător să-și dea tot interesul pentru a-i ghida pe, pe avocații stagiari în profesie și pentru a le inocula, a le insufla din experiența pe care o au, au dobândit-o în decursul timpului. Nici de cum rostul unui maestru nu este de a asigura avocatului stagiar o anumită clientelă. E adevărat că ei lucrează în comun și că prin intermediul maestrului, avocatul stagiar are acces la clientela acestuia. Și revenind la întrebarea de cum, poți, cum, pot, cum poate un avocat afla la început de drum să și aducă în palmares un portofoliu vaz de clienți? Iar și revin la ce am spus anterior. Încrederea este elementul esențial în relația dintre uh, avocat și client. Ori uh, se, pot, se poate crea un portofoliu vast de clienți, în timp, bineînțeles, pe baza unor referințe. Referințe de la foști clienți, referințe de la, pe care uh, le obțin justițiabile de la prieteni, de la rude, de la cunoștințe uh, colegi de serviciu și așa mai departe. Uh, este de la sine înțeles că atunci când o anumită persoană, un cetățean, a avut un proces la un moment dat în viața sa și a fost reprezentat de un avocat, a câștigat procesul, a fost mulțumit de prestația avocatului respectiv, cu siguranță va recomanda și, și altora. Pe de altă parte, trebuie să privim și reversul medaliei. Că dacă un client este nemulțumit de, de, activitatea unui avocat, cu siguranță îi va avertiza pe ceilalți prieteni, rude, cunoscuți să se ferească de avocatul respectiv. Ce poate face un astfel de client care este nemulțumit de activitatea unui avocat? Uh, Căile prevăzute de legea 51 pe 1995 privind profesia de avocat sunt două. În ipoteza în care clientul consideră că avocatul nu a depus toate diligențele, după cum spuneam anterior, pentru rezolvarea cazului său și că... Onorariu, acest lucru nu se reflectă în onorariul care a fost perceput, clientul are posibilitatea de a se adresa decanului baroului, din care face parte avocatul respectiv, cu o cerere de restituire a onorarului, total sau parțial. Pe de altă parte, dacă clientul consideră că avocatul ă, s-a făcut vinovat de vreo abatere disciplinară, așa cum sunt acestea prevăzute de legea 51, are de asemenea posibilitatea de a se adresa conducerii baroului, cu o cerere de anchetare disciplinară a avocatului. În ce situații poate fi sancționat un avocat și care sunt sancțiunile pe care le riscă? Uh, situațiile prevăzute de lege sunt multiple. Uh, după cum vă spuneam, atât în relația cu clientul respectiv, uh, încălcări flagrante ale contractului de asistență juridică încheiat cu clientul, dar și în relația cu organele profesiei de avocat, respectiv lipsa de la adunări generale ale avocaților, lipsa unei asigurări de malpraxis, fiindcă avocații sunt obligați să aibă asigurare de malpraxis, absentarea de la sesiunile de pregătire profesională și așa mai departe. Toate acestea sunt, sunt sancționabile potrivit legii 51. Câți avocați ieșeni au fost sancționați anii, în anul trecut? După știința mea, nu au fost sancționați avocați. Plângeri din partea clienților nu sunt multe în sensul ăsta. Marea majoritate privesc restituirea onorariilor, fiindcă asta interesează pe, pe justițiabil. De asemenea, după cum spuneam, justițiabili pe lângă restituirea acestui onorariu, în cazul în care consideră că avocatul nu a, nu și-a depus toate diligențele, nu a făcut ce trebuia potrivit, contract de asistență juridică, au posibilitatea de a se adresa de data aceasta instanței de judecată, cu acțiune în răspundere civilă, fiindcă vă spuneam că avocații sunt obligați să aibă o asigurare de răspundere civilă de, de malpraxis. Și atunci... E, clienții justițiabili pot obține pe lângă restituirea unora respectiv și despăgubiri ce decurg din procesul, să-i spunem, pierdut. Câți avocați au fost suspendați? Dacă sancționați nu au fost, bănuiesc că suspendați anul trecut au fost din diferite motive și care au fost cele mai frecvente motive? Motivele de suspendare potrivit legii sunt mai multe. Um, Profesia de avocat este incompatibilă cu o serie de alte activități, potrivit legii. Și mă refer aici la activități salarizate în interiorul altei profesii, cu excepția, bineînțeles, a activităților didactice în învățământul superior de specialitate, sau cu, cu funcția de de asemenea este incompatibilă profesia de avocat cu funcția de administrator într-o societate comercială. Există cazuri când dintre colegii noștri doresc la un moment dat să, să se angajeze cu un contract individual de muncă sau doresc să, să se ocupe de o anumită afacere și atunci ei depun cerere la Consiliul Barului pentru a fi trecuți de pe tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei, pe tabloul avocaților suspendați sau pe tabloul avocaților incompatibili. Din momentul respectiv ei nu mai pot profesa. Ca și avocați, în schimb, se ocupă de, de afacerea care urmează să-i se dedice. Au fost suspendați avocați și pentru că au fost condamnați definitiv, nu știu, pentru fapte de corupție sau uh, am observat că cei care sunt uh, condamnați pentru fapte de corupție sunt suspendați, dar nu știu cei care sunt pentru ucire din culpă sau conducere cu alcoolemie, situații distincte. Ați observat în barou Iași sau în de ceară? În barou Iași. deci nu, sunt nu cunosc uh, la care vă referiți, însă, potrivit legii, sancțiunea suspendării se dă pentru, pentru condamnări, dar nedefinitive nedefinitive, pe, pe toată durata procesului, avocat care a săvârșit o anumită infracțiune, care, să spunem că poate aduce atingere prestigiului profesiei de avocat, fiindcă aceasta este sintagma folosită de lege, pot fi suspendați. Însă este opțiunea Consiliului Baroului și nu o obligație în acest sens. Când avocații pot fi excluși? Revenind, am trecut prin toate, prin sancționare, suspendare da. și acum excludere. Există și această Sigur situație? Sigur da. Excluderea funcționează uh, pentru abateri grave, serioase, sau abateri repetate de la uh, normele prevăzute în uh, legislația profesiei de avocat. Iar dacă este să ne referim la situațiile de procese penale pe care le aminteați mai devreme, excluderea se poate dicta doar după ce se dă o condamnare definitivă. Și aici, revenind la cazurile de corupție. Și aici, de asemenea, este opțiunea Consiliului Baroului de a exclude sau nu pe avocatul respectiv, care a săvârșit abaterea respectivă, în funcție de, de situația concretă. Ce sfaturi aveți pentru absolvenții de drept, care nu știu încotro să, să se îndrepte spre ce profesie, dacă să aleagă avocatura, magistratura, să fie mediator, consilier juridic, au mai multe opțiuni. De ce să aleagă avocatura? Grea întrebare și în același timp frumoasă. De obicei, tinerii absolvenți de drept sau studenții care urmează să, să termine dreptul în curând își pun problema în a opta între avocatură și magistratură. Amândouă profesiile sunt frumoase, accesul este la fel de greu în, în oricare dintre profesii, deci oricum trebuie să fie bine pregătiți profesional problema se pune care dintre aceste profesii este mai apropiată de profilul psihologic, să spunem, al candidatului. Fiindcă în magistratură, de exemplu, programul este fix. De bine, de rău, respectivul judecător trebuie să stea la serviciu optoare. Are un șef căruia Bineînțeles, nu îi răspunde pe soluțiile din dosar, dar îi răspunde în fața acestuia pe, pe prezența la serviciu, pe vechimea dosarelor și pe, pe alte chestiuni de genul acesta. În avocatură nu există acest lucru. Avocatul răspunde doar în fața conștiinței lui și în fața clientului, față de care s-a obligat prin contract. Pe de altă parte, există și reversul medaliei. Pentru un magistrat există siguranța locului de muncă și a unui venit lunar consistent. Chiar dacă sunt bugetari magistrații, veniturile lor sunt dintre cele mai ridicate din, din acest sistem bugetar. Pe când unui avocat, nimeni și nimic nu îi garantează veniturile pe care le va obține la finalul lunii. Admiterea în avocatură, după cum spunea și dumneavoastră în prima parte a emisiunii, a devenit din ce în ce mai dificilă, apropiată de cea din magistratură ca dificultate. Anul trecut, de exemplu, din 3400 de candidați la nivelul național, doar 700 au intrat în barouri. Spre deosebire de anii trecuți, de exemplu, acum 10 ani, câți veneau atâția, intrau sau nu erau uh, o limită. Care este cheia succesului pentru a intra în avocatură și ce s-a schimbat în acești, în ultimii 10 ani? E mai dificil să intre în avocatură? Sunt candidați mai prost pregătiți sau ce ce s-a întâmplat? Nu, candidații nu sunt mai prost pregătiți. Eu mă bucur că de ceva vreme s-a schimbat sistemul și de când sunt eu prodecanul acestui barou și respectiv de 2 ani, după ce anterior, încă patru ani, am fost membru în Consiliul de Conducere al Baroului, pot spune că examenul de admitere în profesia de avocat este unul cât se poate de serios. Se organizează la nivel național, de către Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, pe centre teritoriale, respectiv Uh, candidații din uh, județele arondate centrului teritorial Iași vor susține examenul în fizic la Iași, însă uh, subiectele se elaborează la nivel național și sunt uh, trimise chiar în ziua examenului către centrele teritoriale uh, în vederea rezolvărilor de către, de către candidați. Nu sunt ușoare uh, aceste subiecte, le -am, am avut și o curiozitate să le lecturez anul trecut, dar nu sunt nici foarte grele pentru, pentru un tânăr care a susținut un examen de licență în drept și s-a pregătit serios pentru acest examen, nu ar trebui să pună probleme. Cum se va desfășura, din datele pe care le aveți până acum, că este încă de vreme, dar cum se va desfășura admiterea în 2017? Știu că a mai fost când grillă, când... Altfel de subiecte, când tot va fi tot patru discipline, legea avocatului, ce sunt va... cinci, cinci discipline? Da. De da, exact se va desfășura în aceeași formulă, la începutul lunii septembrie, data încă nu a fost stabilită, o va stabili Congresul Avocaților, ce are loc la sfârșitul acestei săptămâni. Um, Sistemul este același: test grilă, 100 de întrebări, câte 20 din fiecare disciplină, respectiv drept civil, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal și uh, legea de organizare a profesiei de avocat, pe care am discutat-o noi mai devreme. Uh, un candidat trebuie să obțină nota 7, să spunem, sau minim 70% din, din uh, grile cu condiția să obțină de asemenea o condiție suplimentară, să obțină minim 10 rezultate pe, pentru fiecare din cele 5 materii. Și va fi și o probă psihologică? Nu, nu, nu este o probă psihologică. Candidatul este obligat să depună odată cu celelalte documente și un, o adeverință din partea medicului psihiatru. Am observat, cel puțin în ultimii ani, foarte mulți foști magistrați au ales să intre în avocatură sau foști ofițeri SRI s-au îndreptat după finalul carierei, la finalul carierei, spre avocatură. Pe de altă parte, am observat tineri care au intrat în barou și după câțiva ani au ales magistratura. Uh. Probabil, în primul caz, vă referiți la persoane care s-au prezentat pe... la examen, fiindcă eu nu prea cunosc cazuri de, de fosti magistrați care să fi susținut aceste, sau polițiști, sau alte mm. categorii socioprofesionale pe care le-ați anunțat, care să fie susținut examenul și să-l fie trecut, cel puțin în, la centrul teritorial Iași. Mm. Um. Pe de altă parte, există, da, și avocați care tind să se reorienteze către magistratură. Dacă e să mă întrebați pe mine, eu cred că aceasta e și ordinea firească. Într-un stat civilizat, poți fi judecător doar după ce obții o experiență profesională, un anumit număr de ani, 5, 7, 10, într-o altă profesie juridică, fie că e avocatură, notariat, executor judecător și așa mai, de așa, așa mai departe. Pentru că mai avem doar două minute din emisiune, aș vrea să discutăm pe scurt și despre avocații din oficiu și onorarile pe care le încasează uh, dumnealor. Din câte știu, acestea sunt în continuare destul de mici. De multe ori poate nu se plătește și la timp ce s-ar putea face în, uh, pe acest uh, palier. Da, honorarile sunt uh, mici și ce pot spune că e că nu se poate trăie, un avocat nu poate trăie din avocatură de oficii, din onorare obținute din oficii. Dar asta nu, nu, nu ține neapărat de barou sau de Uniunea Națională a Barorilor din România, fiindcă onorarele sunt virate dintr-un fond administrat de Ministerul Justiției în urma unei documentații care se întocmește. Ceea ce știu eu este că sunt tratative la nivel de Uniune, deci la nivel central, cu Ministerul Justiției pentru modificarea protocolului pentru aceste onorarii din oficiu, în sensul de a fi majorat cuantumul lor și de a fi redusă birocrația pentru ca aceste onorarii să fie plătite cât mai repede după terminarea prestării serviciului avocațial. Domnule Prodecan, vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și vă mai aștept și cu altă ocazie. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Sunt Caterina Macovei și vă aștept și săptămâna viitoare.